Salutare tuturor, eu sunt Alin și bine v-am regăsit la un nou episod din SAMP, însă fără webcam pentru că, nu știu, am simțit eu că nu-i nevoia să filmăm cu webcam. Din ce am observat eu pe rpg3.bilinzone.ro s-a adăugat o chestie destul de tare. Vedeți voi că undeva pe aici avem un R pe hartă și zic că acolo putem să facem niște misiuni. E așa ciudat că acum vorbesc și mă uit la cameră ca și când ea ar fi pornită, dar nu e. Bun, hai să vedem cu ce mașină ne putem duce noi acolo. Poate găsim vreo una liberă pe care să o luăm, deși mă îndoiesc de acest lucru. Dacă nu, cred că bicicleta aia ne va ajuta până dăm de o altă mașină eventual. Știu că era o bicicletă mereu pe aici. Sau poate a luat-o altcineva înainte să încep eu filmarea, nu știu. Sper să nu mă aud prea tare pentru că mi-am reinstalat Windows-ul. Mi-am pus special Windows 7 pentru acest joc. Bine, puteam să-mi pun și 8.1. Eu mai am încă un Windows separat. Mi s-a dat totuși pe același hard disk. Mamă, dar unde e frate bicicleta aia? Ah, e o motocicletă aici. Și pe Windows 10 n-am reușit. Chiar că e instalat pe același calculator. Te rog eu, mă ajuți? Oare vrea cineva să mă ajute? Spune-mi că mașina asta este deblocată și că o pot lua, te rog. Dacă nu... Nu, de ce? De ce nu, nu? Hei, uite, tipule. Îi bubuie mașina, o să moară. Am murit? Am murit, da. Ok, poate revin cu filmarea când găsesc o mașină, pentru că... Nu vreau să devină plictisitoare încă de la început. Jur că n-au trecut nici 3 secunde de când am oprit filmarea și am intrat în mașina asta. Eu eram undeva în partea aia și mașina era parcată. No, no, ăsta vrea să-mi ia mașina. Bă! Ia pleacă de aici. Bun. Hai să mergem la R. Sper doar să mă aud bine. Am încă o... Am însă o teamă așa că... Oh my god, cum naiba mă urc eu? Nu, nu cred că am luat-o bine pe aici. Am însă o teamă că am probleme cu microfonul pentru că n-am făcut test. Ups, ce s-a auzit așa? N-am făcut test. Oh my god, de ce m-a scos din SAMP? Te rog, what? Stai, de ce mă scoate din SAMP? Ah, ok. Am venit telefonul l-am încărcat și gen l-am mișcat atunci când m-am apropiat mai mult de birou. Ok. Hai să vedem, urcăm și noi pe ăsta așa ușor. Urcăm, urcăm. Nu, 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 nu. Așa, bun. Hai să văd eu totuși pe mapă. R-ul cam în ce parte e ca să... Mă rog, știu că e în partea asta. Avem ceva de mers. Cam trebuie să mergem întâi aici. Se vedea așa 2D, zici că era Minecraft. Zici că era GTA 2. Ok, doamne, de-abia aștept să... Să văd cum e misiunea aia. Doar am văzut la cineva că s-a jucat pe server cu misiunea asta. Și băi, mi se părea foarte tare. Sper să mă descurc. Sper să mă descurc pentru că am văzut eu în filmarea lui. Mă rog, oh my god, nu, 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 nu. Nu, nu, nu mă scoate, nu mă scoate, nu mă scoate. Ok, gata, am scos telefonul de la încărcat. Am baterie oricum suficientă. Am văzut la fundatorul serverului, de fapt, că... Pe el urmăresc pe YouTube și am văzut. Ia să văd. Acum trebuie să merg drept, 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 drept. Iar apoi să iau pe autostradă către partea asta. Ok, bun. Și am văzut că în momentul în care ajungi acolo la misiune, e o clădire, frate, unde trebuie să... Unde trebuie ca tu să ajungi din punctul A în punctul B. Și sper să nu mă rătăcesc în clădirea aia. Adică sper să nu fie atât de haos pe acolo. E ceva unic, sincer, eu chiar n-am mai văzut chestia asta pe niciun server, absolut niciun server de SAMP, n-am mai auzit să... Oh my god, trebuie să mor pe autostradă pe aici. N-am mai auzit să aibă chestia asta cu misiuni implementate, decât, na, faza e că combină multiplayer-ul cu single player-ul și n-avem decât să ne bucurăm, pentru că cineva a făcut lucrul ăsta. Ok, și acum trebuie să coborâm pe aici, ca să ajung la waypoint-ul ăla. Ok, și acum în dreapta. Oh! ce sărim noi, bun. Undeva în partea asta știu că trebuia să ajung, nu? Ia mapă. Ok, da. Bun, și de aici cred că o să o luăm off-road. Știți că la mine nu e episod de SAMP. Mamă, iar mă uitam la webcam. La mine nu e episod de SAMP fără puțin off-road. Fără o să o luăm așa un pic pe arătură. Brum, brum, mamă, zici că urcăm acum în adevărat munte, dar...
Da, v-am promis că în episodul anterior aveam probleme și jucam Sump în mașina virtuală și filmam oricum foarte... Ups, stai că am greșit drumul. Filmam foarte ciudat și erau mulți pixel, dar am văzut că voi... Aoleu, goddammit. Am văzut însă că voi nu v-ați supărat prea tare pe mine și m-ați înțeles și uite, drept dovadă, v-am ținut promisiune. În episodul ăsta avem Sump așa cum ar trebui să fie filmat. Ok, și trebuie să iau pe drumul ăsta. Mamă, uitați cum se vede motorul. Ok, hai să ne uităm pe mapă, mergem pe drumul ăsta. Apoi trebuie să o colim pe aici. Bine, știți, puteam să o luăm pe șosea și să ajungem așa frumos, dar mie îmi place să-mi complic viața. Gen, chiar mă distrez mai mult când încerc lucrurile astea. Poate pentru voi credeți că nu mi-am dat seama că puteam să iau pe acolo, dar de asta am și făcut precizarea asta, că așa îmi place mie să mă complic. Mi se pare mai challenge așa, mamă, să ajung în punctul ăla. Ok, hai avem cum să o colim pe aici. Cred că, nu că e munte, mă gândeam că genul o colesc stânca așa, dar ați văzut că nu se putea face asta. Ia, hai totuși să mai îi dăm o șansă drumeției noastre. Oricum, știu faza aia că dacă nu urcă mașina așa, pot să urc cu spatele. Mi-a spus cineva în comentarii mai de mult chestia asta și chiar am aplicat-o și a funcționat. Ok, momentan merg bine pe aici. Opa, 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 opa. Nu, 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 nu mă lăsa acum. Ok, bun. E ciudată fizica în jocul ăsta. Ok, undeva pe aici trebuie să ajung. Chernobyl, no! Nu, 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 voiam să sar peste aia. Voiam să sar acolo. Nu, frate, era și mic eu să fi intrat de sus de acolo și bam. Da, am vrut totuși să mă distrez mai mult decât aș fi putut să o fac dacă aș fi mers pe drumul normal. Băi, voi vedeți câte mașini sunt aici, gen câți oameni cred că se duc la misiunea asta. Wow. Nu-mi vine să cred câte mașini sunt aici. Slash enter. Oare am făcut bine? Slash enter. Ce am greșit, boss? Oare mașina asta aici? Gen. Slash enter. Mergi la market? Nu, asta e altceva. Ce nu merge? De ce nu pot să intru? Slash enter. Slash enter. Oh my god, cred că s-a buguit sau habar n-am. Ce se întâmplă? De ce nu pot să fac misiune? Cred că am intrat. Salut, omule, am auzit că vrei să faci niște bani ușori, apasă Y. Da. M-a ajutat un tip de pe server, Zoro. Uite, este ceva ce poți să faci pentru mine, dar s-ar putea să ai probleme cu poliția. Ai fi de acord? Apasă Y, da. Bun, oameni mei m-au lăsat fără arme și un elicopter. Ia le și urmează-mi ruta. Ok. Unde trebuie să mă duc, gen? Stai. Aici e elicopterul. Ah, mei au lăsat niște arme. Ok, deci mi-au lăsat niște arme. Le-am luat. Și un elicopter. Și ce că să le iau. Ok, am luat elicopterul. Ai grijă în area 69, vei fi întâmpinat de niște polițiști. Trebuie să elimini și să găsești detectorul pentru jetpack. Ok. Mi-arată pe aici cum stă treaba. Aha. Deci ăștia sunt polițiștii care îmi vor pune mie bețe în roate sau ceva de genul. Ok, și să mă duc la triunghi. Slash 2. Nu, engine, ok. Engine. Mamă, frate, știți care e problema? Că nu știu să folosesc elicopterul ăsta. Adică dacă e ca în GTA 5, știu. Dacă e din Numpad. A, nu e din Numpad. Trebuie să mă duc cât de sus pot, pentru că... Așa sunt sigur că nu mă voi lovi. A, ok, din WASD. Ok. Pe GTA 5 era mai mult din Numpad. Bun, deci să mergem la triunghiul roșu.
Îi mulțumesc lui Zoro că m-a ajutat să... Trebuia efectiv să apăs F și apoi gen... Adică nu era bugul, nu era nimic. Oh, dar de ce nu se vede la distanță, gen? Vedeți că nu se văd multe lucruri. Mhm. Înseamnă că se mișcă încet ăsta. În GTA 5 poți să ai pe 8 din numpad. Uite, văd că W doar mă ridică în sus, practic, nu mă duce cu mult în față. Oare cum înaintez? Vedeți că acum eu chiar i-am pierdut controlul. V-am zis că în GTA 5 pe numpad te duceai în față, în spate și așa, dar aici nu e așa. Lucrurile stau altfel. Mai mult stânga și dreapta poți face din W ASD. Ok, mai mult mă mișc așa din balans, pentru că altfel nu pot să înaintez, efectiv. Mi se pare imposibil că dacă apăs W, doar mă înalță. Așa, cu balans e mai ușor. Ia să vedem totuși cât de departe e locația cu... Nu! V-am zis că nu știu să-l folosesc, Ah, ok, nu mă lovesc de copaci? Mă gândeam că mă lovesc de copaci. Hai sus, amice. Sus, băiatule. Ah, ok, acum trec fără greși printre copaci. Mă gândeam că mă lovesc. Asta era taima mea. Hai să vedem cât de departe trebuie să mergem. Adică sper că... să nu fie atât de departe, având în vedere că nu știu să-l folosesc. Oh my god. Hai că e destul de departe. Nu știu să folosesc ăsta, nu știu cum înaintez. Cu ăsta. Pentru că v-am zis, pe W doar mă înalță, pe S mă dă jos și pe A și D fac stânga dreapta. Pe numpad nu se întâmplă nimic, gen, dacă apăs pe asta, decât că îmi schimbă cumva camera, să zic. Ceea ce pot face și cu mouse-ul. Hai totuși să facem tot ce putem să ajungem acolo. Cred că în punctul roșu trebuie să ajung. Cred că asta este area 69. Nume predestinat de cazul lui sau? Aia să vedem. Oare trebuie să aterizez fix în punctul ăla pentru că e imposibil pentru mine. Sper că nu. Ok. Am crezut că m-a omorât, gen. Oh my god, ce m-a speriat. Stai să iau armele, să eu mor pe ăștia. Mor, băi. Da, nu mor ăștia? Fiindcă ăștia nu mor, frate. Ah, gata. Mi-e ciudat să mă obișnuiesc cu controlul în jocul ăsta. Ok. Da, ăsta ce simbolizează, gen? O să elicopterul meu albastru sau? Mă rog. Bun, hai să încercăm să... Care ești, mă? Sunt mai mulți! Sunt doi acolo. Trebuie să mai le fur din gloanțe sau ceva de genul. Hai să mă uși la așa, poate mai pot să iau și de aici ceva. Deși nu mă îndoiesc. Ok, cred că pe ușa asta nu știu de ce n-ai... E singura pe care am văzut-o. Bă, dar sunt ăștia peste tot. Bine că sunt niște boți, gen. Și cred că nu prea o să-mi iau mult HP, dar ideea în sine e destul de interesantă. Ok, știți că eu mă duc, dar nu știu unde mă duc, gen, și ce trebuie să fac. Unde dă? Cred că de aici. Aha! Stai că trebuie să încarc asta. Mori, mori. Ah, ok, gata. Bun. Trebuie să iau un detector de minciuni, dar... mai trage unul. Stai să văd de unde. Bă, dar mie o să-mi scadă HP-ul, fii atent. Că gen, ăștia mi-au din viață și eu nu mă regenerez. Nu e ca în GTA 5. Bă, eu chiar cred că jocurile acum sunt mult mai ușoare decât erau cândva. Tu ești... Oare misiunea asta o poți face și în doi, gen co-op? Ar fi tare să facă așa ceva. Mamă, eu vă zic sincer că o să mă pierd pe aici. Cu siguranță nu o să mai știu să mă întorc sau... Nu neapărat să mă întorc, dar
să ajung unde trebuie să ajung. Iar mi-a din viață cineva. Oare trebuie întâi să omor toți oamenii? Adică, mă rog, polițiștii. Ca apoi să ajung să văd detectorul la unde e. Uite aici ce e. Mamă, hai, spune-mi că aici e ăla. Cred că am văzut pe cineva acolo. Da. Sunt doi. Nu. Ce ciudat mi-e să obișnuiesc cu controlul ăsta. Mori și tu odată și mai ești tu. Ce ciudat e cu animația aia, știi, când se lasă jos. Ok, cred că aici nu trebuie să ajung în partea asta. Probabil trebuie să iau pe alt drum, dar nu știu pe care. V-am zis că o să fie greu pentru mine să fac misiunea asta, pentru că nu știu unde trebuie să mă duc și așa. Ia frate, mă arunc pe aici, dați-vă. A, dar nu pot. Nu pot. Pe aici nu-i nimic. Pe aici nu. Pe aici am mai fost. Research. Măcar trebuia să-mi pună niște de-astea, frate, pe harta. Ai grijă. A, nu. Ce s-a auzit atunci? Cred că am luat niște arme sau ce. Eu cred că trebuie să ajung la punctul albastru, dar pe subteran, frate. Cred că gen se ascunde mai jos locul cu pricina. Cred că trebuie să ajung undeva acolo. Hai să încercăm, să vedem. Mi-a mai luat din viață, frate. Păi cred că o să mor în curând. Ia, încercăm să ajungem în punctul ăla. Dar pe aici, prin clădire. Deși cred că o să ies afară dacă iau pe aici. Da, deci pe aici am scos afară, dacă mă duc după asta. Eu am încercat să mă duc după punctul albastru și a zis că m-am scos afară. Bă, cred că am eliminat polițiștii, însă... n-am găsit detectorul ăla. Stau și cam prost cu viața. Adică cu HP-ul acolo în bară. Trebuie tu să fac ceva în sensul ăsta. Cred că nu o să mai dureze mult până când o să mor și o să dau fail cel mai probabil la misiune, pentru că n-am venit pregătit aici cu viață și cu toate cele. Eu o să încerc să mă mai plimb prin cameră, prin clădire. Poate, poate am noroc și găsesc acel detector. În orice caz, scopul acestui clip era să vă aduc vouă la cunoștință faptul că s-a adăugat acest sistem de misiuni. Adică nu trebuia să vă arăt cât de bine mă pricep eu să joc Zamp sau cât de prost, mai bine zis. Voiam doar să vă zic de sistemul ăsta. Cu siguranță voi, abonații mei, sunteți mult mai experimentați. Eu v-am zis că nu știu foarte bine să mă joc San Andreas Multiplayer. De aceea fac clipuri în care încerc tot felul de lucruri noi, iar voi la rândul vostru mă ajutați cu sfaturi, cu idei, adică ați văzut că am tot luat în seamă ce mi-a spus voi prin comentarii, am tot încercat să-mi perfecționez stilul de a mă juca, chiar voi, abonații mei, m-ați ajutat de nenumărate ori prin secțiunea din comentarii cu sfaturi și tot felul de chestii utile, am ținut cont de ele și ușor, ușor încerc să fiu și eu mai bun. Acum, dacă nu mă pricep să fac misiunea asta, sper să nu vă supărați prea tare pe mine, pentru că încerc și eu să fac tot ce e mai bun. Băi, deci efectiv simt că m-am plimbat în toată clădirea asta și nu găsesc detectorul ăla. Băi, deci n-aveți idee cât de rău îmi pare, pentru că îmi doream foarte tare să reușesc să îndeplinesc misiunea cu brio. Dar aparent, nu știu, am omis ceva, am ratat ceva, n-am făcut cum trebuia o chestie, nu știu. Puteți să-mi spuneți voi în comentarii și cu siguranță în episodul viitor, de fapt, nu anterior. Episodul viitor o să remediez. Ah! Ce am făcut? De ce am pierdut? A fost și odată și reacția mea că, pur și simplu, mă plimba și odată mi s-a luat viața. Oh my god, nu! Eveniment? Ia, repede, event. Pentru a participa... Așa...
Numele participanți. Urmează instituțiunea organizatorului. Ok, am dat, deși văd. Dar nu trebuia să mă teleporteze? Stai, am dat repede slash event și... Titlu. Nouă, nu știu ce. Cum opresc eventul? Wrong chat. Oh my god. A oprit eveniment. De ce l-a oprit? Ok, am încercat să participi la un event, că am văzut repede acolo. Băieți, eu vă aștept pe server să vedeți și voi cum este sistemul ăsta cu misiuni. Poate voi îmi puteți da sfaturi în comentarii. Băi, uite, ai greșit acolo, trebuia să faci aia, n-ai făcut aia. Trebuia să duci cu viața plină, tu ai plecat cu viața jumate de acasă. Chestii de genul ăsta. Aveți IP-ul de scriere, forum și cam tot ce aveți voi nevoie, bineînțeles. Eu am fost The Link, vă mulțumesc de vizionare și sper să nu vă supărați prea tare pe mine că nu am reușit să duc la bun sfârșit misiunea. Deci vă salut, ciao!